avantajul la longe este al românului, dar cel care începe în forță este Sfef. Bună dreapta, care îl trimite în curs pe Cardoș. Acesta evită lovitura de picior. Schimbă garda Cardoș acolo, devine stângaci, din nou se întoarce cu brațul stâng în față. Iată cât devine, stă la distanță și evită acea lovitură, acea secerare, practic, a piciorului din față. Mică perioadă de studiu pentru Cardoș, care n-a lovit deloc până acum. E atent. Oricum, Cardoș, în prima repriză nu poți desconsidera pe nimeni, deoarece, spun luptătorii, și unul de pe stradă poate are forța în primele minute să arunce o lovitură năprasnică. Un om neantrenat. Bine blocat Cardoș și începe treaba, lovitură de picior joasă. Hai să vedem, poate mai mult de atât. Iată-l încercând să vadă deocamdată să găsească punctele slabe ale unui olandez care atacă bine. S-a blocat acolo Cardoș și dă drumul la dreaptă. Prima lovitură mai importantă reușită de român. Foarte mult stă în expectativă Cardoș, încercând să-l provoace pe adversar să se desfacă. Altfel, o tatonare cam lungă. Sigur n-a profitat nici Sfef de această treabă, încercând să pună presiune, dar nereușind. Se aud însă în sală strigătele antrenorilor lui Cardoș, care îl îndeamnă să iasă la bătaie. Iată aici încearcă să dar de departe să arunce o dreaptă. O acțiune nu calculată foarte bine, deoarece până la urmă cei doi s-au luat în brațe acolo. Această impetuozitate, special pe atac, îl ajută deocamdată pe Sfef. Bună dreapta asta aruncată și poate că nu se trezește de aici. Pentru că prea așteptat. În pandemie, ceea ce înseamnă practic o salvare a acestui sport grație luptelor date sportivilor. Și să nu uităm că pe Fight Card sunt numai puțin de 12 lupte. Cardoș știe că trebuie să iasă la bătaie și chiar asta face. Dreaptă extraordinară! Nu s-a părut al lui care aici, atenție. E numărat, sigur că da. E greu să-l țină în frâu pe acest extraordinar Sfef, încă un sportiv bine pregătit. Cardoș l-a subestimat, nu înțeleg de ce. Poate statura care îl arată așa un pic mai
asemănător cu un paznic de restaurant, dar e departe de a fi așa. Băiatul e bine pregătit, stă în gardă, greu de lovit și are explozie pe lovitură, atenție, și Cardoș nu l-a băgat în seamă după prima repriză și iată, plătește și în repriza a doua. De aici e clar că lucrurile sunt simple de văzut. Cardoș trebuie să atace, va putea sau nu să o facă, asta e întrebarea, în fața unui băiat care știe să se apere și care are loviturile la el. Iată, dintr-o dată lovește cu brațul din față foarte bine. Cardoș riscă mult. Sfef, un 2, excelent. Nu-l ajută lovitura cu piciorul, dar un 2-ul... Aici Cardoș întoarce spatele și va fi atenționat. Luptă. Luptă se aude, dar cel care dă drumul la o serie de 4 lovituri este tot Sfef. Se vede că... Au venit băieții lui Semișiță aici, pentru că, iată, sunt oameni care sunt bine pregătiți, care au loviturile, au... Nu se face de râs olandezul venit cu oricine, ceea ce, evident, constituie un mare plus pentru noi, pentru că se ridică valoarea acestor gale. Pe de altă parte, băieții noștri care aveau multe victorii până acum, încep să simtă pe pielea lor forța adversarilor. Și nu prea le convine asta. Stop! Cardoș își dă seama că trebuie să riște. Nu trebuie să dea drumul la brațe, la loviturile de picior acolo și nu prea și-a prins adversarul. Dă prea mult în fața lui, stop, fără să-l lovească și Sfef nu se lasă deloc invitat și vine peste el. Și atenție, dreapta aceea e foarte, foarte periculoasă. Stop! Aici o împingere evidentă, n-are nicio legătură cu Kimbo, sigur. Iarăși, dreapta, ce bine intră acolo, peste brațul stâng al lui Cardoș. Excelentă stânga aruncată de Sfef. Și încă o dată stângă. Atenție, nu e lovitură aici. Are încredere în forțele proprie de totul din țările de jos. Nu ezită să se implice la aceste schimburi de lovituri. Dându-l din nou cu acea lovitură joasă de picior pe Cardoș. Cardoș insistă. Asta e un lucru bun, faptul că forțează orice risc, cu orice preț. Ne arată că are curaj, că are sânge de luptător. Numai că a întâlnit un băiat care stă bine în gardă, un băiat care simte distanța de lovire și trece la acțiune foarte repede. Iată ce un doi cu upper cu de stânga și croșeu de dreapta și... A repetat apoi combinația, foarte bine organizat olandezul și mereu în gardă. Încă o dată dreapta aceea peste umăr, ea a creat cele mai importante probleme pentru Cardoș, pentru că o recepționează mereu acolo deasupra urechii. Cardoș își dă seama că adversarul său este unul de valoare și acum încearcă să
protejeze finalul ăsta de meci. Va mai risca un pic, dar va fi mai atent în tot ceea ce face, pentru că atunci când a riscat mai mult, a fost serios lovit. Stop! E clar că e nervos, nu-i convine ceea ce îi se întâmplă, dar iată ce înseamnă să ai armele la tine, să te apere atât de frumos. Sfef ne arată o lecție de kickboxing și ne dăm seama că a venit aici cu băieți de o valoare bună. Palmaresul lor nu spunea mare lucru, numai că băieții sunt unor care se pregătesc și vom mai auzi de ei. Cardoș nu e un luptător de care să trece așa ușor. Stop! E, asta nu e bine. Nu mai țineți. Luptă! Nu mai țineți, spune arbitru, observând evident ce se întâmplă. Iată o serie bună aici, Cardoș, dar nu reușește să profite. Sfef rămâne stăpân pe situație. Ba chiar provoacă un pic de dubt aici, netemându-se de eventuală contră. Asta a dat un farmec aparte acestei întâlniri, evident. Stop!